După 60 de ani de căsătorie, firul vieții soților Vasilina și Marin Roșu avea să ajungă la capăt pentru amândoi la doar o zi diferență unul de celălalt. Familie model pentru rude și vecini, cei doi aveau să fie conduși pe ultimul drum într-o aceea zi de sâmbătă 29 martie de către cei mai apropiați decedaților, fiul, Nora, vecinii și cea mai afectată dintre toți aceștia, nepoata Cristina Roșu, cea crescută de bunici cu dragoste și atenție deosebit. Bunicii mei au fost niște oameni speciali pentru mine, au fost niște oameni care m-au ajutat în fiecare moment de tristețe și la nevoie. Copilăria mea mi-am petrecut-o 90% acolo, la țară, la ei. Au fost niște oameni de nota 20. Acum nu mai am la cine să mă duc. Singurii mei bunici nu mai sunt. De la țară, la Tomulești, în cărămidarii vechi, la ultima lor locuință, orca angajați la fosta întreprindere textilă dunăreana, soții Roșu au fost aproape nedespărțiți, dar apropiați de prieteni și rude, cei care au hotărât să-i conducă, tot nedespărțiți, pe ultimul drum. În vârstă de 82 de ani Vasilina și 86 Marin, soțul Roșu, prin dispariția lor, au lăsat un gol imens în sufletele celor care i-au apreciat și iubit pentru modestia lor și pentru modul exemplar în care au conviețuit pe parcursul celor 60 de ani. Dumnezeu să-i odihnească în pace!